de vreo 60 de minute. Vasile Miriuță abia apoi l-a introdus pe Șerban. Diogo Salova, o poziție bună! Gol Dinamo! Este 1-0 pentru echipa din Ștefan cel Mare. Minutul 22, vine Bochila și împinge această minge în poartă. Diogo Salomao s-a distrat cu flancul drept al gazului. E un avantaj cât se poate de meritat și de logic la ceea ce s-a jucat până acum la Mediaș. Jeremy Bochila reușește să împingă acea minge în poartă. Iată acțiunea lui Salomao. Îl pune în fund pe Zderici, apoi îl întoarce și pe Neagu. Și iată-l pe Bochila venit și reușind să, venind din urmă și reușind să împingă mingea în poartă. Nu cred că avea vreo șansă olandezul de vrize, belgianul de vrize, îmi cer scuze, să respingă această minge. A împins-o în poartă cam de pe linia porții.